Șefa statului Maia Sandu și premierul Dorin Drecean vor fi audiați în calitate de martori în dosarul concesionării aeroportului internațional Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată vineri, 31 mai, de către magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Buiucani. Judecătorul a admis cererea avocatului fostului prim-ministru Iurie Leancă, prin care acesta a solicitat ca toți membrii cabinetului de miniștri de atunci să fie audiați, dar și ai Consiliului Național pentru Parteneriatul Public-Privat. Iurie Leancă a salutat decizia instanței. Potrivit lui, foștii săi colegi din executiv trebuie să răspundă în fața instanței de ce s-au ghidat atunci când au votat pentru concesionarea aeroportului. Șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, a scris pe canalul său de Telegram că Maia Sandu nu a votat concesionarea aeroportului către Avia Invest și a spus acest lucru de nenumărate ori, fapt ce poate fi probat ușor din înregistrarea video a ședinței de guvern. Mai mult, Maia Sandu a solicitat sancționarea tuturor celor care au oferit abuziv aeroportul Chișinău grupului Shor. Ce are loc acum este un circ al corupților cu scopul de a ascunde adevărul, a scris Băluțel. Contactat telefonic de One TV, purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă ne-a spus că prim-ministrul Dorin Drecean nu comentează circul corupților. Examinarea dosarului privind concesionarea aeroportului a fost reluată de la zero după un an de ședințe preliminare. Se întâmplă după ce în luna februarie curent membrii Consiliului Superior al Magistraturii au dispus specializarea magistraților judecătoriei Chișinău în domeniul examinării cauzelor penale care au fost trimise în instanța de judecată de către Procuratura Anticorupție. În consecință, completul de judecată format inițial a fost substituit de unul nou, iar examinarea dosarului luată de la capăt. Pe 29 mai au fost prezentate din nou cererile părților cu privire la audierea martorilor și de această dată învinuiții în dosar au cerut audierea întregului cabinet de miniștri de atunci și a persoanelor implicate în aprobarea concesionării.